s-a dezlănțuit după dezvăluirile lui Sebastian Ghi, un ticlos complet lipsit de caracter. Un instrument al securitilor, hoi destul de idiot. Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântoare a acționat după interviul lui Sebastian Ghic, în care acesta poveste sublinierete despre relația sa cu SRI, sublinierei în special cu fostul director George Maior, sublinierei fostul prim adjunct Florian Coldea. Într-un mesaj adresat chiar jurnal sublinieretilor RTV, Sorin Ovidiu Vântu vorbe sublinierete despre implicarea lui Sebastian Ghic în preluarea postului Realitatea TV de la el, sublinierei afirm că întreaga operațiune a fost orchestrat de CETRE Maior, sublinierei Coldea, Ghic având simplul rol de instrument. În atenția jurnalilor de la RTV în Realitatea. Știu ce unii dintre voi suntei pui de patroni votri, în mod direct sau prin intermediul efilor votri, să mă denigrai. Știu, de asemenea, ce alii dintre voi o facei ca secretei în ochii patronilor, din oportunism, fere ca acetia se vocear. Pentru cei din tâi am toată înălegerea, iar pentru ultimii tot dispreul. Mai există o categorie extrem de redus care, neavând alte repere, se lasă antrenai de CETRE, cei din primele două categorii. Pentru acetia din urmă fac următoarele precizări. Imediat după alegerile din 2009 sunt pus sub acuzare pentru două bilete de avion pe care le cumprasem perinilor lui Nicolae Popa. Mi se blochează toate conturile personale din ARISET reintate și conturile tuturor companiilor pe care le deineam. O armată de funcționari cu legitimă ei de la ANAF ocup sediul trustului Realitatea, unde paralizează întreaga activitate financiară administrativ începând cu prima săptămână a lunii ianuarie 2010 până în septembrie 2010. Toi partenerii care cumprau publicitate în entitățile grupului au primit atenționări și amenințări de tipul: dacă mai dai vreun leu la Realitatea, urmai voi. Pe acest fond îmi este prezentat Sebastian Ghi, care se oferă să se ocupe de managementul trustului, ocupându-se și de finanarea acestuia. Câteva luni mai târziu, ei intră în SOIT de circa 100 de igani în armai cu bâtei securi în sediul Reality, aflat la vremea aceea în casa presei libere, îi de afară pe cei mai importanti jurnaliști ai postului, Oana Stancu și Adrian Ursu, îi anunce din acel moment el este stăpânul, iar eu nu mai am voie să intru acolo și nici membrii camului. Mă interesezi aflu ce un anume nelu legiune este cel mai cunoscut și mai temut om de CETRE lumea, interlop. Avea această faimă de pe vremea când asigura lintea cunoscutului restaurant din regie, Shorlei. Îl contactezi, accept să mă ajute. Împreună cu el mă deplasez la casa presei liberei, fere să îndrăznească niciuna dintre gorilele lui Ghi să ne oprească, urcăm în sediul Reality. Intrăm în biroul lui Ghi. La vederea noastră începe să tremure de frică, cu o voce subire, întreabă cum am urcat.
trec peste alte detalii ale discuției, îi ajung la momentul în care îi spun lui Ghince dacă mai vrea să menin contractul de management. Ion me va reprezenta în calitate de reprezentant al acționarului, îi va superviza toate deciziile începând cu acel moment. Dacă nu-i convine, sunt dispus să reziliez contractul pe loc. În cel moment a făcut apariția un capitan de poliție, care ne-a spus ce este de la Poliția Capitalei și ce a fost sesizat ce spaiul televiziunii. Realitatea a fost asaltat de o bandă de golan, care a petruns cu fora în sediu. I-am spus capitanului ce banda de golani sunt doar eu și ce am venit în spaiul închiriat de la stat de către televiziunea mea. În acel moment, Ghi, care încetase să mai tremure după ce l-a văzut pe polist, cu o voce plâncioasă se adresează capitanului. Nu-i adevărat, a intrat cu fora peste mine, i m-a ameninat. Sediul este închiriat de firma mea Asesoft. I scoate un contract în care spaiul unde realitatea funcționa de mai bine de 8 ani aprea pe numele Asesoft. Ferea mai intra în alte detalii. După vreo oră de discuire uesc se, mi impun decizia ca Ion să me reprezinte și să supervizeze deciziile lui Ghi. După vreo două luni are loc celebra înscenare din parcare, o tentativ de flagrant care i se înscenează lui Ioni, care euează într-un ridicol atât de total, încât nici măcar Instana, care face parte din calmul tactic al SRI, n-a putut să le reîndrept capte de acuzare. Eu fac rost de probe irefutabile care demasc întreaga mascaradă, drept urmare, sunt condamnat împreună cu Ion pentru un antaj care nu rezultă de nicieri, mai mult chiar, fiind contrazis în totalitate de probele pe care le puteți găsi azi la dosarul cauzei. Aceasta este prima ticloie pe care patronul vostru a făcut-o în legătură cu realitatea. Poate ce unii dintre voi îl admir pentru inteligența de care a dat dovadă băgând doi oameni nevinovați la pucerie. În realitate, el n-are niciun merit. Întreaga operațiune a fost conceput de Maior Ricoldea, folosind resursele departamentelor specializate din cadrul SRI, pentru a îndeplini ordinele date de Băsescu. Ghin a fost altceva decât un instrument, asumându-i ca prostul, din lecomie i ferese, i dea seama, măris curia. A doua ticloie a fost atunci când realitatea s-a mutat în sediul pe care îl are astăzi. Prevalându-se de contractul încheiat în mod ilegal pe spaiul, realitatea din casa presei libere, a refuzat să predease echipamentele care nu îi apar ineau, folosind toate aceste echipamente, precum și toate dotrile tehnice aflate în acel sediu, pentru a lansa RTV. Astăzi, când me denigrai pentru a-i fi pe plac patronului vostru, o facei pe dotrile echipamentele furate de la mine, o facei pentru un ticlos complet lipsit de caracter. Valoarea bunurilor și amenajerilor de la acea dată de pia 40 milioane de euro. Patronul vostru nu este vreun băiat de tep, ci este un instrument al securitilor, hoi destul de idiot încât se crea ce Maior l-ar putea ajuta în contul unor datorii trecute.
chiar dacă Maior era pe statul lui de plat, acum îi pelecea să se laude, greu de presupus ce, îi va bega pielea în saramur pentru unul ca Ghi. La fel de improbabil este ce tot circul mediatic făcut cu familia Cosma îl va ajuta. La ANAF se află un dosar în care sunt documentate evaziuni ISPL-uri de bani la anumite niveluri greu de imaginat, făcute de firmele lui Ghi pe vremea când era cu numele în actele Asesoft. Acele fapte încă nu sunt prescrise, e greu de crezut ce dnaul va închide ochii, urmare a antajului cu Nu tiu ce filmule din Nu tiu ce vie. Dat fiind faptul ce într-o primă fază a recunoscut public ce a fabricat probele în dosarul în care am fost condamnat, am decis să iert o parte din vin. După ce îmi va achita banii pe care mi-a furat, voi uita ce exist. Realitatea. În viitoarea postare mă voi adresa jurnaliștilor de la Realitatea, spunându-le cine sunt cu adevărat cei care se dau patroni acolo. Despre cum au ajuns în pozia asta se va putea vedea în actul de sesizare a instanței care urmează să fie făcut de către DNA, scrie Sov pe Facebook.